Bună seara! Unde ești, copilărie, cu pădurea ta cu tot? Unde ești cu drăcării, cu drăcii, cu cireșe după urechi, cu coronițe din petale de flori, cu jocuri de avați ascunselea, cu fugitul prin pădure, cu jocul de a hai să mergem sau să nu mergem la școală, cu vacanțele nesfârșite, cu lame de len, cu amintiri din copilărie, cu ce vrem noi, chiar unde sunt? Cu ocazia aceasta anunț, stimați telespectatori, că vom începe un ciclu de emisiuni pe care le vom dedica copilăriei, copiilor, așa că invitații noștri ne vor împărtăși din experiența lor vis-a-vis de a lucra cu copiii, poate să fie și vis-a-vis de experiența lor ca părinți, dar oricum ne vom ocupa de un univers extraordinar pe care ne-l dorim atât de mult să rămână acolo în sufletul nostru neîntinat, și pe care mai târziu, în momente de încredere, îl putem dezvălui partenerilor, iubiților, soților, partenerilor noștri. Și aceasta este, am putea spune, acesta a reprezentat testul de supremă încredere, pentru că atunci când suntem în copilărie, când ne copilărim, atunci suntem cu adevărat vulnerabili, suntem ca niște îngeri care încă nu cunosc ce se întâmplă cu vicleșugurile lumii și suntem în momentul adevărului, fiindcă oricum am încercat noi să evităm, de fapt uneori copiii ne deranjează nu prin aceea că sunt obraznici, ci prin aceea că privesc lucrurile cu ochii lor senini și spun adevărul. Deci ei spun ceea ce văd, spun ceea ce simt și ca urmare a acestui fapt, noi, dacă suntem înțelepți și bănuiesc așa suntem, vom lua aminte. Dacă nu, înseamnă că nu suntem conectați nici la lumea, la universul copiilor noștri, nici la propriul nostru univers, nu suntem conectați la noi, suntem într-o permanentă zbatere între norme, suntem într-o competiție chiar cu noi înșine cât de buni putem să fim, dar nu ne gândim la cât de generoși și cât de iubitori putem să fim și cu noi și cu cei din jurul nostru. Și pentru că am spus, v-am dezvăluit care vor fi temele, care va fi tema viitorilor noastre întâlniri, vă anunț și cu ocazia asta și facem cunoștință. În această seară avem invitat o psihoterapeută care este preocupată de universul acesta al copiilor. Este psihoterapeut format în școală de psihoterapie experiențială și hipnoterapie, este autonom. Este vorba de Claudia Avram. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit în emisiunea noastră, văd că ești cu copilăria la tine, văd că ai o rochie plină de secrete, de ca și cum ar fi frunze, ca și cum ar fi tufișuri prin care ne ascundem. Îți place mult culoarea asta? Îți place rochia asta? Da, este o culoare, este o... amintește de pădurile copilăriei, ca să spun. A, de așa. Care spuneam. Da. Aha, deci te-am scos din frunze în sfârșit. Spune, Claudia, acum ce te face pe tine să fii mai mult dedicată lumii copiilor? De când am născut, am un băiețel. Să-ți trăiască. Am... Cum îl cheamă? Augustin. Augustin, ok. De când a apărut Augustin pe lume? Da, de când a apărut s-au întâmplat foarte multe și am simțit nevoia să readuc, să redevin cumva și copil și părinte. Adică să-mi reamintesc copilăria mea. A, să-ți reamintești, să-ți retrăiești copilăria de data aceasta cu un partener bun de joacă. Nu, nu chiar așa. Bineînțeles, nu. Dar cum? Pe plan emoțional, pentru a putea să mă joc din nou cu copilul meu, am readus copilăria în prim plan. Dar, bineînțeles, împreună cu... experiența cu ta experiența de acum. Maturității. Să înțeleg de aici că tu în copilărie ai fost singură la părinți, pe semne, nu? În copilărie n-ai prea avut copii în jur cu care să te joci? Nu. Dar ce făceai? Băteai străzile, umblai pe dealuri, te stăi în copaci, fluierai? Ce făceai? Da, fiind copil, păduri cu trei eram. Aha, și mă duceam adesea la izvor. Da? Și observam cu atenție lumea animalelor și a gâzelor.
foarte mult și lumea maturilor, foarte interesantă. Și ce? Ai văzut că lumea maturilor este plină de animale și de gâze? Aveau gâze pe creier sau cum? Lumea maturilor au fost, mi-au dat la vârsta aceea mari bătăi de cap. Dacă totul funcționa natural, lumea maturilor nu mi se părea că funcționează la fel de natural. A, lumea copiilor extraordinar, deci aici este extraordinar. Deci lumea copiilor funcționează natural, perfect, dar lumea adulților cam scârție, nu? Da, cam scârția și de mică am avut aplecarea către a încerca să înțeleg ce anume scârție. Și? Acum vezi că într-adevăr lumea adulților nu scârție, lumea copiilor scârție. Sau cum? Lumea adulților cum? Dacă cauți... Da? Scârție. Aha. Înseamnă că și preocuparea ta vis-a-vis de lumea copiilor este generată și de aceea că realizezi că lumea adulților scârție. Ce nu-ți place? Ce nu-ți place în lumea adulților, dar îți place foarte mult în lumea copiilor? Ca temă generală, adulții mi s-au părut foarte cărcotași. Având toate motivele să fie fericiți. Adică, acum spun prin prisma ochilor mei de copil. Așa. Aveau mâncare, aveau un acoperiș deasupra capului, aveau confort, aveau abundență în jurul lor, cu toate astea nu erau fericiți. Aveau un partener, cu toate astea nu erau fericiți. Mm-hmm. Și lumea de atunci, din lumea copilăriei, acum cum o vezi? Au partener, au acoperiș, sunt fericiți? De atunci am tot căutat în jurul meu exemple de cupluri fericite, ca să iau și eu, la rândul meu, un exemplu. Un model, exact. Și nu prea am găsit. Ok, am înțeles. Hai să ne întoarcem la lumea lui Augustin. Deci... Am înțeles din ce am vorbit noi puțin mai înainte că pe tine, apropo de lumea copiilor și cu Augustin este la școală și te interesează dezvoltarea personală a copiilor. Într-adevăr. Adică ce te interesează, practică? Dezvoltarea asta personală este foarte generoasă. Mă interesează ca de la o vârstă fragedă copilul să învețe să-și conștientizeze emoțiile pe care le are și să învețe să le exprime. Ok, asta apropo de copilul tău, dar mă refer când lucrezi cu copiii, tu când lucrezi cu copiii urmărești același scop îl ai cu toți copiii? Da, scopul principal este să intru în lumea lor și după ce intru în lumea lor să le deschid perspectiva, să conștientizeze emoțiile pe care le trăiesc în momentele alea, când ne jucăm. Aha. Și cum intri în lumea lor? Că, vezi, suntem la emisiune și aici lucrurile sunt foarte practice. Noi vorbim aici cu teoria, nu ne întrece nimeni în psihoterapie, dar mă interesează chiar că noi suntem experiențiali și fiind o direcție foarte deschisă, elastică, cu foarte multă încărcătură emoțională, această direcție ne permite să facem foarte multe. Cum intri tu în lumea copiilor? Cu ajutorul a ce? De ce te folosești? Deci intru într-o stare ludică, pur și simplu prin vibrația pe care o preiau de la copii. Adică intru... cumva preiau... Te încarci emoțional cu lumea lor. Da. Și ei te împing către lumea lor. Exact. Aha, deci... Râd cu ei, glumesc, mă așez când stau cu ei, mă așez decât să fim la același nivel, mă joc cu ei, adică intru în jocurile lor ca oricare alt copil și... De multe ori îmi reușește, adică de multe ori copiii mă consideră chiar unul de-al lor.
Bine, dacă luăm, te luăm așa, sigur, am putea să spunem că ai și o față de copil, copiii te agrează. Înțeleg din ce mi-ai spus așa pe scurt că aș vrea să traduc, de fapt, stimațiilor de telespectatori, ceea ce noi urmărim prin emisiune și prin conferința de care tot, la care tot fac referință. Încercăm, când vorbim despre miracolul psihoterapiei, să fim într-un limbaj colovial, adică să fim într-o naturalețe a științei, să spargem puțin tiparele acestea care ne duc către un limbaj de lemn, în care toată lumea este foarte documentată, este academică, deci încercăm să vorbim cât mai natural, pentru că lumea copiilor este o lume care nu se pretează la aceste suavități lingvistice și lucruri de profunzime lingvistică nu ne interesează, așa că din când în când mai, o să mai facem câte mici referiri la lumea academică, numai așa, pentru că toată lumea vorbește de limbaje corporale, ceea ce tu, de exemplu, de limbaj non-verbal, ceea ce înțeleg că tu faci foarte mult cu copiii atâta vreme cât spuneai... Mai ales corporal, prin faptul că postura este de deschidere către ei, privirea că de, să fie un pic, să zic, deasupra, dar cam la, să fie la nivelul lor, nu foarte deasupra. Îmbrățișările, deci nu... da. Ca metodă de deschidere a unei ore de dezvoltare personală, îmbrățișarea este... are un efect extraordinar. Bine, și în formarea noastră noi cultivăm, este o tehnică de intervenție, o primă tehnică de intervenție în care ne armonizăm din punct de vedere al ritmului respirator, cardiac, îndepărtăm anxietățile și ceea ce faci cu copiii, această tehnică, mai ales copiii când vin la terapie, chiar dacă tu pari una de-a lor, pari o persoană care abia așteaptă să se joace, totuși ești o persoană... matură. Și ești străină, nu? Și ca atare, sigur, copiii au o anumită rezervă, nu? Și atunci tu îndepărtezi această anxietate, această insecuritate situațională, că suntem într-o situație nouă, te apropii, pe să ne iei de mânuță, îi îmbrățișezi, eu știu ce mai faci. Și altceva, cum mai? Aș vrea să-mi povestești cam cum ar decurge o oră de dezvoltare personală cu copiii. Pentru că gândește, aici sunt la emisiune suită în primul rând specialiști, mulți care lucrează cu copii și ar fi interesați, eventual cum ai tu grupe de dezvoltare personală cu copii și vrei să-și amplifici procesul acesta, poate vor colabora cu tine, eu știu. De exemplu, deci cu ce încep cu ei? Spuneam adineaori că nu vreau să fim academici, să stăm. Este un lucru extraordinar să vorbim despre copii, așa că încearcă să nu ne dai în... Deci, cum se întâmplă? Ne așezăm în cerc, de exemplu. Ne așezăm în cerc și facem un mic exercițiu, nu știu, să dăm, de exemplu, să ne dăm mâinile și să facem o mișcare în stânga, în dreapta sau să ne îmbrățișăm în cerc, fiind. După care sunt diverse tehnici. Diverse tehnici pe care le facem la respectivele ore. Aș vrea să aprofundăm puțin. De exemplu, faptul că sunteți în cerc și vă luați de mână, ca ce chestie? Ce urmărești prin asta? Urmărești ceva? Urmăresc coeziunea de grup. Da, aha. Și... urmăresc o echilibra, o armonizare a grupului. Foarte frumos, pentru și că... încredere. Foarte frumos. Deci așa pentru pornit, pentru desfășurarea unei activități, într-adevăr avem nevoie de o anumită coeziune a grupului, de armonie, fiindcă de obicei cu copiii apar și lucruri. Ăsta e al meu, poate e elementul de posesie, nu? Da, exact. Da, se întâmplă și acest lucru. Dar spune-mă, în grupurile în care lucrezi tu, sunt copii care vin din familii cu probleme? Da, bineînțeles. Ce înseamnă asta? Nu, încearcă să-mi povestești, că tu, dacă mă iau după stilul tău, înseamnă că am înnebunit, s-a terminat emisiunea. Ce anume? Deci vin copii, să spunem, din... Vin copii din...
ori din familii care sunt disfuncționale, așa, sau familii monoparentale, aha, crescuți de un singur părinte. Mm-hmm. Și în cazul lor? Sau părinți divorțați. În cazul ce poți observa la ei? Că acești copii sunt mai retrași, sunt mai depinde foarte mult, practic prin comportamentul copilului, că îmi dau seama de cumva de stilul părinților, cum au crescut copiii, sau îmi dau seama chiar care este problema care... Adică copiii, vrei să spui că copiii preiau foarte, foarte bine problemele părinților? Adică problema copiilor, de fapt, de multe ori este problema părinților. Da. Copilul este, de exemplu, sperios, este retras, nu poate avea, nu-și face ușor prieteni. Aha. Socializează dificil. Sunt neascultători, vorbesc urât. Cumva caută atenție negativă mai mult decât pozitivă. Mm-hmm. Prin ceea ce fac. Adică ei vor să atragă atenția într-un fel. Și în cadrul grupului, de exemplu, când în grup ce fac? Îi trag pe ceilalți copii? Îi bruschează? Nu participă. Ah, deci își continuă. Ies din joc, de exemplu, nu participă, se supără foarte ușor. Se retrag din joc, dar devin agresivi, sunt conflictuali. Devin agresiv prin gestică, prin împing. Nu vor să împartă. Refuză să participe la activitatea din grup. Aici, pentru că ai spus, apropo de faptul că sunt copii care vin din familii disfuncționale și pe care tu îi descoperi, deci în cadrul grupului, lucrând cu copiii, dintr-o dată copiii aceștia care stau mai retrași, care nu se angrenează în joc, care, să spunem, prezintă mici probleme, sunt îmbufnați, sunt supărăcioși, pentru tine reprezintă un semn, da? Da, un simptom, dacă vrei, că de fapt copiii aceștia sunt copii... Au o problemă. Da. Ok. Da. În momentul în care, să spunem, și aici lucrăm ca terapeuți, în momentul în care descoperi acest lucru, intri în legătură cu părinții, ce faci mai departe? Da. Ne interesează. Întotdeauna, un copil cu astfel de probleme trebuie avut în vedere întotdeauna și părinții, deci se discută și cu părinții și cu copilul. Cu părinții, de exemplu, ți s-a întâmplat, de exemplu, ca pornind de la copiii aceștia care sunt cu probleme să ajungi la terapia de cuplu, să faci terapia părinților, terapia cu părinții? Da, se ajunge și la asta. Aha. Se ajunge și la terapie de cuplu. Pentru cuplurile care doresc cu adevărat să facă să funcționeze relația lor. Și implicit copilul să fie... Și copilul să fie liniștit, sunt deschiși către a încerca terapie. Pentru că ai spus că de manifestarea copiilor, cu siguranță copiii vin sigur cu problemele părinților și de multe ori somatizează. De exemplu, într-adevăr, copiii somatizează emoțiile negative pe care le țin. Dacă copilul nu e învățat să exteriorizeze emoțiile negative într-un mod sănătos, el le va interioriza și va, cum ați spus, avea diverse simptome fiziologice. Cum ar fi, de exemplu, probleme stomacale, probleme la burtică. Digestive, da. După cum știm, acolo este creierul emoțional. Așa. Și pot să zic că majoritatea copiilor cu astfel de probleme emoționale somatizează în partea abdominală. Da. Adică ce fac? Ori se constipă, ori au
dureri de burtă, vărsături, episoade de vărsături. Bine, dacă se merge la doctor, se poate spune a avut o indigestie, dar sensibilitatea care a căpătat-o, sensibilitatea l-a făcut să ajungă la acea indigestie. Sensibilitatea l-a făcut să aibă, să fie un mediu propice. Adică, de exemplu, el, copilul, poate să aibă aceste manifestări în ce context, apropo de părinți? Ce anume în el face? Ce context, da, adică poate ce avea anume aceste somatizări? Da, da, da. Ce context favorizează acea somatizare? De pildă, un copil, să spunem, are, eu știu, are, îl doare burtica. În ce context poate să îl doară burtica? Am întâlnit în context în care părinții a asistat la scene de ceartă între părinți. A, violență... Violență verbală și fizică. Aha. La un interval de 24 de ore de la acel incident, copilul a avut un episod cu vărsături. A, un episod digestiv și, sigur, în anumite situații poți să ajungă în urgență la fie la doctor, da, urgență la spital, sau poți să ajungă, dacă părinții sunt mai deschiși, au o viziune mai largă, holistică, poți să ajungă copilul și la psihoterapie. La terapie, da, bineînțeles. Dacă ei au deschiderea către partea... nevăzută, ca să zic, energetică și partea emoțională și înțeleg și înțeleg legătura dintre corp și emoții. Da, este adevărat aici ce spui, pentru că de cele mai multe ori aprecierea acestor episoade legate de digestie, sigur, părinții și în general noi, ca oameni obișnuiți, o facem, aprecierea o facem pornind de la ceea ce mâncăm. Doamne, ce ai mâncat? Într-adevăr, când ni se întâmplă... Exact, ce... se pornește de la cauza materială, materială, evidentă, da. Diagnosticul pe care ți-l spune un doctor. Nu se ia în considerare și nu se merge mai departe. Cu toate că, de fapt, cauza adevărată, noi vedem efectele, dar cauza adevărată sunt emoțiile. Dacă se poate, cum spuneai, se poate ca uneori copilul, tocmai de aici subtilitatea aceasta a introducerii lumii emoțiilor într-un diagnostic apropo de digestie, sunt situații în care copilul mănâncă la fel și... Și cu toate astea are probleme. Deci are probleme, adică deci are sunt momente în care mănâncă la fel și nu are nimic. Nu are nimic, da. Pentru că nu este în contextul acela de care ai spus, de violență verbală, fizică. Dacă un copil există, copilul, să spunem, este într-un context de familie în care lucrurile sunt armonioase, el mănâncă struguri bine mersi și este ok. Dar dacă asistă la scene de violență conjugală, în momentul acela s-ar putea ca mâncând struguri, ca în scurt timp, până în 24 de ore, dar în cel mai scurt timp, el să aibă probleme digestive. Și ceea ce ai spus tu este adevărat. Exact. Și probleme cu dantura poate avea de mic. Ok, ne oprim aici, am rămas la dantură, avem pauza de publicitate. Și după aceea vom relua de la aceste somatizări apropo de lumea emoțiilor, lumea copilăriei pe care noi o vedem numai ca o cascadă de colorată, de bucurii și de împliniri, pe când uneori ea poate să fie într-adevăr sus sau unor suferințe care îi marchează pentru toată viața. Pauză publicitară. Deci ne întoarcem la copiii aceștia care la un moment dat somatizează ce se întâmplă în universul lor.
Sigur, în activitatea ta, bine, ai lucrat cu grup, am văzut despre ce este vorba. Trebuie să ai nervi de oțel ca să poți să lucrezi cu grupul, pentru că ei sar pe semne caiezișorii, unde îi pui acolo nu-i găsești, dar când lucrezi cu ei, pe semne lucrezi și cu copiii, numai cu caz individual. Da? Ți se întâmplă? Da, mi se întâmplă să lucrez. Și apropo de lucra cu copiii și ei mai sar calul. Adică dacă văd că te pui la mintea lor, imediat tendința este să sară calul, să vadă cam până unde ar putea Îndrăzni. îndrăzni. Da. Aha, dar aici este adevărat. Copiii au experimentează tot timpul, Da. își extind universul investigației. Ei demititei fac asta, iar când merg, dar spunem când ajung la terapie, ei vin, rămân, părinții vor să asiste la intervenții, vor să asiste la ședință, vor să rămână și ei acolo înăuntru sau îi interesează? Nu, nu, la Unii dintre ei nu unii vor, nu, nu? nu vor. Ok. Deci lucrez cu ei. Eu spuneam că emisiunea are un element foarte practic. Văd că ți-ai adus acolo instrument. Ce vrei să faci cu alea ca să știm cu ce te ocupi? Da, vreau să vă arăt un exercițiu practic, se numește busola emoțiilor. Așa. Pe care îl fac cu copiii și este folositor nu numai în cabinet, se poate folosi și în afară și în alte Oriunde, contexte și numai de către copii. nu numai de către copii, de oricine. Ah, ok. Deci este un exercițiu pentru copii folosit valabil pentru oricine. Eu cred că majoritatea exercițiilor pentru copii poate fi folosit cu succes și Pot fi pentru folosite cu pot succes pentru fi adulți. exact. Ia zi, despre ce-i vorba acolo? Că văd că ți-ai adus. Da. Da. Se face, să zicem că suntem în cabinet cu copilul și îl întrebăm dacă știe ce este acea obusolă. Cam copiii de la 7 ani în sus știu ce este o obusolă. Da, cam ce este? Spune și lor, spune și telespectatorilor. Cu ajutorul busolei, ce facem? Ea ne arată direcția. Ah, deci ne învață să mergem într-o anumită direcție. Că noi, general, nu Da. prea avem direcție, dar cineva ne-a schimbat direcția. Ok. Așa. Deci copiii știu. Deci este un obiect care ne ajută să mergem într-o anumită direcție. Așa. Și ce faci tu? Așa, și după ce vorbim despre busolă și ceea ce face ea, bine, putem vorbi ce arată o busolă, facem împreună, decupăm un cerc care va fi busola. Da, fă, te rog, Da, da. o să-l decupez. A, deci se face un cadran de Un busolă. cadran, da. Copilul decupează cadranul A, el îl respectiv. și desenează, bănuiesc. Îl și desenează, da. Lor le place foarte mult să facă. Majoritatea copiilor le place să facă lucru manual foarte mult. Așa, bine, adulților nu le prea place chestia asta, dar uneori noi încercăm să vedem dacă... Așa, ok. Așa, și facem Te cadranul rog, acesta. arată telespectatorilor ce a ieșit, că cine știe o zică că ai venit cu ea de acasă. Acesta este. Aha, deci asta Este este... busola. Așa. Copilul, după ce o decupează, are culori la dispoziție, poate să deseneze cu ce culori dorește să o deseneze, să-i facă, să Să zicem. presupunem că tu ești copilul acela și Da. desenezi ce? Și desenez conturul. Aha, ok, fă un contur acolo. Îi desenăm conturul cu. E foarte important și ce culori alege copilul. Te interesează culorile la ce? Cu ocazia asta le spunem și telespectatorilor, pentru că, sigur, noi folosim un instrument de lucru cu ajutorul căruia îi ajutăm pe copii să-și conștientizeze, cum spunea la începutul emisiunii, îi ajut să conștientizeze emoțiile, dar cu ajutorul noi facem și practic și un diagnostic, punem un diagnostic, facem o evaluare și putem, cu ajutorul cuvintelor, să evaluăm cam care sunt zonele de confort sau mai puțin confortabile, apropo de copil. Și cam cu ce culori lucrează copiii? Majoritatea copiilor lucrează cu culori vii, dar sunt și copii care lucrează cu maro, cu negru, foarte mult. Ceea ce pentru noi Ne arată că
în universul emoțional al copilului respectiv ceva nu este în regulă, că copilul respectiv suferă. Așa. Și avem nevoie să descoperim. Avem nevoie să descoperim care sunt acele emoții și acele cauze care îl fac și cauzele lor, bineînțeles. Ok. Ai făcut, ia să vedem. Așa. Deci avem avem cadranul acesta, avem busola, așa. Da. Ok. Și apoi, după ce facem cadranul, îl rog pe copil să decupeze încă o foaie, să facă patru foițe mici, așa, să le decupăm. Așa, patru... Da, și și ne gândim la patru emoții. În funcție de, pot fi și mai multe, dar dacă cu cât e copilul mai mic, cu mai puține emoții. Mai emoții, așa, mai ok. Puține. Mai puține emoții. Da. Deci am decupat, să spunem, avem patru emoții, pe care ce scrie pe ele, ce ar putea fi. Așa, și vorbesc, deci vorbesc cu el și încercăm să identificăm împreună, dacă e cazul, dar dacă nu, las, spune el ce emoții... Da. Îl încearcă și le scriu eu sau le scrie el și după care îi dau să deseneze respectivele... Să aibă o reprezentare a lor. Da. Bun, acolo, de exemplu, spune o emoție. Să zicem bucurie. Bucurie. Ce desenează un copil la bucurie? Ce ar putea desena? La bucurie au desenă floricele, inimioare, steluțe. Aha, aha, aha. Un dar, un căluț, nu? Ok. O prăjiturică. Deci cu dulciuri. Ok, bun. Deci fă o prăjiturică acolo. O prăjiturică. Okay. Facem o prăjiturică. Ok, deci asta la bucurie. Deci la bucurie avem o prăjitură. Bun. După aceea, o punem acolo, o marcăm. După aceea, ce mai avem? După care, să zicem, tristețe. Așa. Deci scriem acolo o tristețe sau ce... Scrie el sau eu. Da. Cuvântul respectiv, respectiv și desenează la tristețe în general, este ploaie sau este desenează ploaie sau desenează niște picături de ploaie. Ploaie. Ok. Da. Bun, am bifat și asta. După aceea ce emoție poate să mai apară? Îngrijorare. Așa. Îngrijorare. Deci scrie el sau scrii tu îngrijorare, da? Și? Copiii se îngrijorează în general cu școala, când depinde de... Deci acolo la îngrijorare apare școala, deci apare... o clădire. Da. Ok, da. Fă o îngrijorare acolo, că și pe noi ne îngrijorează școala asta foarte mult. Cum nu se mai face. Deci școala este într-o cădere liberă, dar noroc că mai sunt învățători, pentru că noi vorbim, stimați respectatori, ne ocupăm de copii, de lumea copiilor, de problemele lor, pentru că o națiune supraviețuiește prin copiii ei și atâta vreme cât copiii care vin se îndepărtează foarte mult de școală, nu știu ce vom mai supraviețui, la ce nivel va fi această nație peste... un număr de N ani. Ok, furie. Altă emoție. Furie. Furie, ok. Care? Furie, nu știu, ia să zicem niște linii, pur și simplu, niște colțuri. Ceva colțuros, ascuțit. Ceva colțuros, da. Aha, da. Ok. Deci să spunem că avem aceste patru emoții. Bun, și ce facem mai departe? Ai notat acolo pe busolă unde-i nord, unde-i sud sau ai făcut ceva? Nu, dar trebuie un ac făcut. Scuză-mă, nu sunt specialist în busole trebuie emoționale. Da. Facem trebuie făcut acum un indicator, pe semne. Da. Aha. Indicatorul emoțiilor. Da. Să zicem cam așa. Facem și un vârf. Așa. Îl colorăm într-un fel? Îl lăsăm pe copil dacă dorește să coloreze sau nu.
Le place să coloreze. Așa. Fii copilul care colorează, că la emisiune mai greu să aducem copii, dar te-am adus pe tine și numai bine o să ne face. Deci avem indicatorul, da? Da. Sau este, eu știu, limba busolei. Da. Așa, ce culoare are limba busolei la tine? Noi am făcut-o portocaliu. Așa, limba soacrei, să spunem, da? Ok, da. La copii nu, da. Așa, ai făcut-o, ok, ai făcut... Da, am făcut colorată să se vadă. Așa, arată-te, rog, la telespectatori cum... A, deci o plasăm, plasează acolo pe... Aha. Așa. Ok, așa. Deci se pot, stimați telespectatori, deci viitori sau colegii noștri, pentru colegii noștri, când construim, deci avem iată acest tac al busolei, foarte mult, pe semne îl și fixez în mijloc, eventual să și poți să-l miști, îl fixez cu... Da, da, și câteodată ne mai jucăm și altceva, că, a, ce drăguț se mișcă acu, haide să-l învârtim, hai să punem și niște numere pe aici, hai să jucăm roata norocului, zic. Nu, roata norocului nu, acum, mâine. Ok, da. Bun, am înțeles. Și acum, după aceea, ce mai faci cu... Că ai scris bilețelele acelea cu emoțiile, ce faci cu ele? Una din variante, unul, da? Din variante este... Deci ai mai multe variante de acum. Sunt mai multe variante. Ia să vedem, da. Să zic de variante sau principiu? Cum... Nu știu, ce vrei tu? Din moment ce este un instrument, l-ai arătat, da. În altă seară toată lumea își face busola emoțiilor și începe să lucreze. De exemplu, vrem să știm emoțiile vis-a-vis de persoanele din viața copilului. Ah, super tare. Și atunci... aducem, vorbim despre cineva din viața copilului. Cineva, da, care ar fi, de exemplu, o întâmplare, cine? Să zicem tatăl, să zicem. Așa, tatăl, okay, copilului. Da, vorbim despre tatăl. Vorbim despre tatăl și îl rog să se, să se gândească la ce a făcut, cu o activitate pe care a avut-o cu tatăl. Și apoi să punem, să aleagă. Punem, să aleagă între emoții. Așa. Și el alege una dintre ele. Da, alege una din ele. Pe care o plasează undeva pe... Da. Aha. Ei, se pare că am făcut trei... Na. Ok. Deci, te rog să arăți la telespectatori. Deci, pe busolă este fixat, să spunem, în punctul cardinal care se spune sudul sau eu știu ce, nordul, așa. Este, ce este acolo? Bucurie. Bucurie. Și te rog și pune și limba. Aha. Așa. A, deci rezultă, deci noi acum am început să înțeleg principiul. Deci noi vorbim de o anumită persoană, da. Vorbim despre tati, ce a făcut, ce a, și după ce ne povestește ce a făcut cu tati, spune, ok, acum hai arată-ne pe busolă ce emoție este, nu? Da, da. A. Și punem pe busolă, toate cele patru, le punem cele patru emoții. Uh-huh. Și el de fiecare dată? Da, când vorbim despre o persoană, îl rog să mute acul busolei în funcție de ce simte. Să-și dea seama ce simte când vorbim despre această persoană și să miște acul busolei către emoția respectivă. A, și în felul acesta îl ajutăm să conștientizeze. Să conștientizeze ce simte. Aha, foarte interesant instrumentul. Deci asta apropo de, lumea familiei în care, da, copilul este cu mama, cu tatăl, depinde cu cine se joacă în timpul zilei, pentru că în terapie, noi când lucrăm cu copii și ei sunt copii cu probleme... Bunici, colegi, învățători, învățătoarea, se poate afla foarte mult despre universul emoțional al copilului vis-a-vis de aceste persoane. Vis-a-vis de aceste persoane și vis-a-vis de trăirile pe care le au în legătură cu aceste persoane. Da. Pentru că de cele mai multe ori părinții, când în sfârșit vin în terapie și își prezintă și punctul lor de vedere apropo de ce se întâmplă cu copiii, ei sunt foarte atașați de ceea ce spun și este greu să schimbe o poveste. Ei spun, doamne, copilul meu este așa, și spun povestea lor apropo de ce face copilul. Noi, prin terapie, încercăm să îi facem să spună o altă poveste, da? Pentru că dacă spune o altă poveste, de fapt, el va trebui să încerce cu copilul, hai să fim concreți, copilul, să spunem că se sperie, da? Și el vine, doamne, se sperie pentru că de fiecare dată când stingem lumina, el spune că vin monștri, da?
Și atunci noi spunem, domnule, ar trebui să facem ceva apropo de lumina asta ca să nu mai vină monștri. Eventual nu stingem dintr-o dată, punem întâi o veioză. Da. Ok, părintele ca să bage veioza în poveste, înseamnă că el trebuie să schimbe ceea ce simte el vis-a-vis de monștri, veiozi, etc. Ca să schimbe povestea, el este necesar să se confrunte cu propriile lui... Frici. Frici, cu propriile lui trăiri. Și dacă el nu vrea, dacă el nu vrea, adie și un braț verde. Degeaba vine el la terapie, noi îi spunem, pentru că bănuiesc așa, ți se întâmplă și ție, cum se întâmplă și altor colegi de-ai tăi, mersul la terapie cu copilul nu înseamnă că terapeutul îi rezolvă problema, înseamnă că după aceea părintele continuă și preia mai departe și face... Sigur, este continuarea noastră, este prelungirea noastră. Da, devine părinte terapeut pentru copil, pentru că acum știe sigur. cum să facă. Și fac părinții chestia asta? Da, unii fac. Adică unii părinți fac, cei care... Care sunt deschiși și dispuși să facă acest și ajung la terapie. Deci, ca să revenim, pentru ca activitatea ta și a mea și a altora să fie încurnată de succes, înseamnă că părinții este necesar să se integreze și ei în procesul terapeutic. În procesul terapeutic, adică să integreze în busola emoțiilor. Da, și chiar îi ajută și pe părinți această busola emoțiilor. De exemplu, hai că dacă tot așa îndrăznești, zi mai departe, da. Păi părinții își pot face propriile busole mai complexe, cum e nord, sud, est, vest, e nord, sud, nord, vest. Așa, adauge și alte... Mai multe emoții. Așa. Și... E ca un joc pe care să ia cu ei și atunci când au o situație, vor să ajungă undeva sau o întâlnire sau pot folosi această busolă pentru a vedea ce simte momentul ăla. Dacă sigur că dacă uneori, sau este dacă e pozitivă sau negativă. Pentru că aceste emoții, la un moment dat, noi ne pregătim pentru o întâlnire sau pentru o confruntare, să spunem. Da. Și la un moment dat avem o stare nelămurită. Da? Dar nici nu ne gândim. Adică mulți oameni nu conștientizează sau nu se focusează pe emoțiile pe care le simt, ci... intelectualizează, practic, la nesfârșit situația respectivă. Deci o gândesc, o întorc pe toate fețele, dar nu se aplacă și către partea emoțională către pe care... Ei înșiși, către da. Ei înșiși, adică ei în loc să se focuseze pe ce li se întâmplă lor, ei pe se focusează pe lor problema... interior emoțional, ei se focusează în exteriorul lor pe... Problema pe care ar vrea să o... Problema care consideră că... care este importantă. Ceea ce consideră că e o problemă și trebuie să o rezolve. Aha. Ok. Ori noi aici, cum bine spui, sigur că avem problemă, dar vrem să știm cum trăim întâlnirea cu problema aceea, pentru că dacă, de exemplu, trăim sub semnul emoțiilor negative, este clar că problema aceea nu va avea... Dacă trăim sub semnul... Emoțiilor negative. Problema nu va găsi o soluție la problemă? Ba, nu va găsi o soluție. Dar ce problemă? Ce soluție va fi? Va fi o soluție de exterior, o soluție... Defavorabilă. Defavorabilă, sigur că da. De toată vreme cât eu mă adică, duc... Da. Adică, în momentul când, să zicem, îi înfurie ceva, o situație sau o persoană preferă să se ducă și să facă ceva să facă, adică, nu știu, să acționeze concret în situația respectivă, dar nu întotdeauna furia se eliberează prin acea acțiune pe care o face. Așa este. Furia rămâne represată și acțiunea pe care o face este o acțiune care nu este favorabilă, nu este în favoarea ceea ce doream noi, ca o construcție, dimpotrivă, nici problema nu se rezolvă și noi rămânem în continuare... Rămânem în continuare încărcați, încărcați cu acea furie, sigur că da. Da. Și ca să mergem mai departe, să ducem raționamentul tău cum se întâmplă la copii, se întâmplă și la adulți, în sensul că o furie care nu este manifestată sau nu este consumată sau dacă nu este transformată, așa, ea până la urmă poate să genereze
o... probleme fiziologice. Fiziologice, să ducă chiar la o somatizare, cum spuneai. Somatizare, exact. Deci exact. Lucrurile este valabil și pentru adulți. Da. Deci busola asta este bună și pentru adulți. Dar crezi că în relația de cuplu, crezi că busola asta funcționează? Mai mult un ceas deșteptător. Ok, bine, alături de busolă avem și un ceas deșteptător. Ăsta să sune din când în cam la ce interval? Odată la 25-30 de ani, nu? Sau când? Nu știu, mă gândeam acum ca să fie ca un... cum e la Pavlov. Vezi busola și pac, imediat îți dai seama... Să salivezi, nu? Da, nu-ți dai seama, stai așa, ce emoții am acum. Și mai e un lucru important, când emoțiile negative trebuie să aduse la suprafață, ele trebuie să aduse într-un mod în care să nu se aducă prejudiciu altor persoane din jur. Deci trebuie metode de a refula emoțiile negative într-un mod pozitiv. Adică prin o activitate, dacă ești furios, poți să iei o pernă sau o bați. Copiii, de exemplu, când Ca o formă de descărcare a furiei, deci ce tehnică folosești? Copii... Spune-le, te rog, telespectatorilor, una din tehnicile folosite pentru descărcarea emoțiilor este? Este bătutul pernei. Nu bătutul partenerului. Nu a partenerului. Așa, deci că unii se descarcă, pac, imediat se descarcă și își bat partenerul. Dar unii mai iau saci de box acasă, ceea ce e foarte bine, de preferat să bați un sac de box. Aha. Sigur, neavând, nu toată lumea are de unde să ia târne, dar această formulă de descărcare, de catarsis, de eliberare de furie prin a-ți îndrepta... Și copiii prin țipete foarte mult. Sunt copii care țipă foarte mult, vorbesc țipând, scot tot felul de sunete. Se care face sunt și puternice. Terapia cu sunete primare, da? În care, da, este. Da. Este această terapie în care, într-adevăr... Care arată, vreau să spun că aceste, că țipătul la un copil și arată de fapt, e chiar un țipăt interior al lui, ceva care îl doare și nu știe cum să o spună decât prin a țipa într-un anumit, nearticulat, anumit ca, da, sau ca un animăluț. Da, de a face ca toate animale. Da. Bine, adevărul este că și adulții când își ies din pepen fac și ei tot ca toate animale, urlă, fac spume, da, sunt cu ochii injectați, suntem aproape de finalul emisiunii, suntem cu ochii injectați și facem ca toate animalele. Într-un fel, am putea spune, copilul acela rănit profund din noi se manifestă. Păcat că ne apropiem cu busola asta, ne-ai creat într-adevăr un câmp de acțiune și ne-ai depărtat de o temă. Vroiam să vorbim, de exemplu, despre faptul că noi ca adulți, așa cum avem copilul interior, avem și... Și părintele interior. Așa, și de multe ori acest părinte interior, noi ne manifestăm ca părintele acela interior și dacă am avut un părinte, să spunem, autoritar, pe care îl avem în profunzimile noastre, noi încercăm să ne comportăm cu... Putem copia părintele nostru interior să fie copia fidelă a unuia din părinți. Adică e aproape... Adică noi ne manifestăm precum părintele interior, care, la un moment dat, ne manifestăm în raport cu copiii noștri. Și atunci, dintr-o dată, devenim supra-autoritari, deși în contextul nu cere asta. Dar noi, aici este într-adevăr o problemă terapeutică pe care poate o să o abordăm într-o altă întâlnire, pentru că părinții au nevoie să fie ajutați să conștientizeze proiecțiile pe care le fac asupra copiilor lor. Ei nu realizează, ei proiecțiile le fac asupra partenerilor, le fac asupra copiilor și cred că așa este ok, e foarte bine. Dar și chiar dacă conștientizează la un moment dat, pentru că unii oameni pot să reacționeze în felul următor. Fiind copii, să zică eu când voi fi mare, eu nu voi face cum a făcut mama sau tata. Și cu toate astea, chiar dacă are această conștientizare, la un moment dat să uite și să-și dea seama că inconștient a reacționat în anumite situații exact ca... El verbalizează că nu, dar nu face niciun exercițiu de a conștientiza și de a păstra. Da, aici, într-adevăr, este o temă importantă și aceasta arată că de multe ori, deși conștientizează pe fracțiune de secunde, nu vor să schimbe și preferă să spună, domne, nu sunt părinte bun.
Adică, doamne, nu am această calitate și ea că nu sunt părinte bun și cu asta a terminat. Dar faptul că recunosc că nu sunt părinte bun... Nu ajută cu nimic. Sigur că da, nu ajută cu nici nimic. Nici copilul și nici pe ei. Noi avem nevoie ca, eu suntem în finalul emisiunii, mai avem puțin, pe noi ne interesează că atunci când părinții funcționează într-o tradiție, noi avem nevoie să-l aducem pe părinte în timpul acesta pe care îl trăim. Noi suntem în mileniul 3 și la un moment dat anumite modele care sunt... nu sunt productive pentru copil, ele trebuiesc îndepărtate sau cel puțin stopate în raport cu copiii noștri. Dacă avem nevoie să fim, eu știu, într-un anumit fel, să avem noi un model educațional care pentru noi a funcționat, se pare că această generație nouă nu mai este același lucru. Îți mulțumesc pentru ceea ce ne-ai spus, îți mulțumesc pentru acest foarte interesant această busola emoțiilor. Este prima emisiune la care am început să lucrăm practic. Cred că de începând de data următoare am să vin tot timpul, am să aduc și eu, voi face mod clar, stimați telespectatori, dragi colegi, de fiecare dată trebuie să vă dăm un instrument în afară de cel verbal, meditații, relaxări, etc., hipnoze, inducții, vom face și instrumente concrete pentru noi și pentru copiii noștri. Vă mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc foarte mult Claudiei, vă mulțumesc. Mulțumesc. Și ne vedem la emisiunea următoare.